Salut și bine ați venit sau revenit pe canalul meu, eu sunt Valentin și astăzi o să fie un vlog mai ieșit în comun și o să-i fac prezentarea unei motosape Ruris 731K. O am de aproximativ un an și haideți să vă arăt ce poate, să vă zic și niște specificații tehnice. Masa de lucru este de la 560 până la 830 de mm, maxim adâncimea de 340 de mm. Ca și trepte de viteză are o treptă manșalier 201, pinioane în baie de ulei, capacitatea baiei ulei de motor 0,6 litri. Motor 170F, 7,5 cai putere, 5,5 kW, 3600 de rotații pe minut și are 105 kg. Motosapa asta a costat undeva la 2400 de lei și a venit cu frezele astea, cu roți de fier, roți de cauciuc, prășitoare, plug, de asta de făcut rânduri pentru bilon și încă o chestie de scos cartofi. Cam asta e în mare. Aici am băgat-o de aproximativ 4 ori. Terenul este cam umed în partea din față. Aici s-a făcut foarte bine. O să mai revin peste mâine seară, cred că o să revin cu ultima mână. Acum avem așa și o să intrăm în prima fază jumătatea adâncimei de lucru, după care o să intrăm în totalitate pentru că terenul nu este arat și este bătătorit. Și intru direct cu frezele. Haideți să vă și arăt aici. Acesta este contactul de pornire. Avem treptele de viteză, întâia, a doua și aici avem manșalierul. Aici avem ambreiajul și accelerația de mână. Aici avem filtrul de aer și rezervorul, care sincer să fiu, nu știu să vă zic capacitatea, dar e destul de măricel și te ajută așa câteva ore bune să faci. Aici avem șocul și aici avem închiderea benzinei din rezervor. Și aici este accelerația și aici este, se poate regla pe diferite tipuri de amestecuri aer cu carburant. Da, eu am modificat că nu prea mergea cum voiam eu și atunci l-am modificat. Aici mai avem un senzor pentru ulei, dacă nu are ulei nu pornește. Și cam atâta e. Haideți să-i dăm. Thank you.
cam atâta cu prima mână. Cam asta e cu prima mână. Dar mai urmează să mai dau. Terenul pregătesc pentru ceapă. Să pun ceapă și atunci trebuie făcut destul de adânc. După ceapă, când se va scoate ceapa, vine ridichile și salata. Și o să-mi fie mai ușor să-l fac atunci. După astea vin roșiile și castraveții, ardei, ce să mai pune. Și o să-mi fie mai ușor atunci. Am vrut să vă prezint și mica jucărie de solar sau grădină. Este destul de eficientă. Poți face undeva la 1000, chiar și 2000 de metri, zic că îi faci cu jucăria asta mică. Face calitate destul de bună, raport calitate-preț foarte ok. Și cam atât pentru astăzi. Am vrut să vă prezint ce mai facem în timpul liber, când nu suntem pe câmp. Eu am fost Valentin, dați un like dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu. Mă găsiți pe pagina de Facebook Agri Valentin, pagina de Instagram Agri Valentin. Eu am fost Valentin și până data viitoare, v-am